mama mai, mă. Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un episod mai special unde o să discutăm despre chestia aia cu donațiile fake în numele meu, deoarece ați văzut că în ultima vreme s-au făcut multe donații fake în numele meu și la Acolo și la Oneflash și mulți alții. Deci în special o să vorbim despre Oneflash pentru că Oneflash a fost cel mai afectat din câte s-a văzut. Deci da, au început niște tipi, mi-au dat niște abonați mesaj și mi-au zis: "Bă, frate, uite, cineva a donat numele tău la Oneflash, da?" M-am uitat și eu pe live, mi-a dat acolo un minut. Eram pe live, deci eram pe live cu GTA 5 când s-a întâmplat chestia asta, mi-a dat și m-am uitat fix pe live, m-am uitat la videoclipul lui, mă rog, la live-ul lui. Și da, într-adevăr, cineva a donat numele meu și l-a înjurat pe Oneflash. Ceea ce m-a deranjat este că omul a început să mă înjure pe mine. Deci omul nu avea de unde să știe că eu i-am donat. Pur și simplu, eu pot să-mi pun acolo la donații și numele Eminem. Pe mine nimeni n-are de unde să știe chestia asta, știi? Și omul pur și simplu a început să-mi zică că eu am probleme mentale și că caut atenție pe platforma asta, YouTube. Chiar dacă el acum 4 luni a făcut primul videoclip despre mine, mă rog, despre mine. A făcut un videoclip de Overwatch în care m-a introdus așa și pe mine subtil, în care a zis că este un codat care vinde coduri pentru bate, și chestia, e clar că s-a referit la mine. Și după aia când am făcut un video despre el, pentru că el mă făcea praf la CS și am luat un montaj, am făcut câteva faze cu el când practic juca praf. Și el mi-a dat strike la videoclipul ăla pentru că s-a simțit cu musca pe căciulă. Vă dați seama și voi, trebuie să fii prea prost să nu-ți dai seama că el, omul ăla, a dat strike la video doar pentru că se simțea prost că l-am postat și nu voia să fie public. Am văzut că acum câteva săptămâni ai început și tu să povestești cu prietenul tău Bebe pe live-uri despre perioada comunismului și cum copilăriați voi, dar faza tristă este că Bebe avea un an când comunismul s-a terminat și tu probabil nici măcar nu erai născut, deci nu cred că aveți dreptul să vorbiți despre chestia asta și despre vremurile vechi, având în vedere că voi nici măcar nu le-ați prins. Și revenind la subiectul cu căutarea de atenție, nu cred că eu sunt ăla care caută atenție, având în vedere că tu dădeai pin la comentarii cu muie Raul 2K și mă pomeneai aproape în fiecare episod de Overwatch și live-uri. Mă rog, nu ziceai direct Raul 2K, mă strecurai pe acolo porzi, mă ziceai acodatul ăla care vinde cituri și face live-uri, nu știu, că nici simțitul ăla. Suntem într-o țară liberă, eu am dreptul să mă joc cu cituri pe un joc, iar tu ai dreptul să mă urești. Eu am dreptul să mă joc în continuare cu cituri, iar tu ai dreptul să te lași de CSGO dacă nu îți place că sunt citeri. Dar nu mi se pare ok ca tu să mă înjuri pe live-uri și să mă jignești fără motiv, fără să mă cunoști în viața reală sau să vii stat nici măcar o secundă cu mine în viața reală. Înțeleg că încet încet canalul de YouTube îți moare și vrei să faci chestii doar ca să faci vizualizări, dar încearcă și tu să fii mai creativ, nu doar să promovezi serverele de CS și mașinuțe sau ce mai promovezi tu pe acolo. Cam atât am vrut să vă zic în acest episod, am vrut doar să vă informez că eu nu am donat pe live-ul lui și nu l-am înjurat. Eu dacă am ceva de zis, fac pur și simplu un videoclip, cum îl fac și pe ăsta, și îmi exprim opinia în mod public, nu-i donez pe live-uri, nu mă josesc în halul ăsta. Bă, oricum, băi, sper că v-a plăcut, dați și voi un like. Dacă nu v-a plăcut, dați și voi un dislike, frate, și spuneți-vă opinia în comentarii, nu dați dislike aerea și ziceți o frate, suși pure de cădat, pentru că astea nu sunt pur și simplu opinii, doar suferință, frate. Deci ne vedem data viitoare, salut! Aștept oferte și remunerație, momentan sunt fără ocupație. Sunt atâtea meserii frumoase și trebuie încercate. Aplauze, vă rog, sunt omul bun la toate. Hai vino jos, nu vorbi de Ceaușescu, nu vorbi de comunism. Că tu n-ai prins, mă fac să râd când plângi, tu ești tot timpul trist, te simt nesigur. Atât de mic, atât de singur, totuși...